mărturisirea completă, poate să scrie o carte, dar nu una. Buletin, știm că ieri, când a fost dat ultimul buletin, se arăta că restaurantele nu mai au resurse să reziste pe piață, reprezentanții industriei. Ne cerem scuze pentru această întrerupere a programului, însă vom difuza o ediție specială a buletinului de știri despre un subiect care este de maxim interes pentru fiecare dintre noi. Acum câteva ore au evadat din închisoarea orașului nostru trei notori criminali. După cum probabil mulți dintre dumneavoastră știți, aceștia au fost închiși sub acuzațiile de crimă de gradul 1, tentativă de crimă, jaf armat și viol. Numărul delictelor nu este cunoscut însă cu siguranță. Am reușit să obținem o legătură telefonică cu comandantul operațiunii declanșate de către poliție pentru a-i captura pe fugari. Bună seara, ce ne puteți spune despre această acțiune? Bună seara, tot ce vreau să spun este că am comandat în jurul orașului numai de 500 de ofițeri și soldați. Mă asigur că și care dintre noi vom atrăi tot ce ne stă putință să-i capturăm pe cei trei și să restabilim ordinea. Suntem pe urma lor. Ne ajute Dumnezeu. Bună seara și mulțumim! Aceasta a fost tot pentru moment, dragi ascultători. Vă vom ține la curent cu evoluția evenimentelor cu ajutorul unor intervenții ulterioare. Cine trebuia, mă? Ai auzit? Asta ai făcut. Te-ai pus cu cine trebuia, mă, băga mea și pun-o în gura altă. Ia zi, mă, mai știi ce ai făcut acum 2 ani, mă? Zi, mă, știi? Vorbește, mă. Cum nu știi, mă? Nu mai știi, mă, când ai dat în gât? Mai știi, mă? Ai scăpat din pușcărie. Ai scăpat din pușcărie, mă? Ai dat peste ce era mai rău. Ia fă-i mână, tot afară. Fă-i mână, mă, acum. Eduard, stai puțin. Da, Ștefan. Frate, am o veste proastă să-ți dau. Da, frate, ce s-a întâmplat? Fratele nostru a fost omorât. Am văzut azi, știi. Știi cumva cine a fost? S-a băgat într-un serviciu pentru mafioți. Mă, naiba! Bă, și-am spus să stea liniștit. Toamne, bine să cred. Lasă-mă să am eu grijă. Să nu cumva să faci doar stil. Lasă că știu eu, bine. Stai!
Da, Ștefan? Hai doar, m-am gândit bine. Am să răzbun cu fratele nostru. Nu, Ștefan, să nu faci asta. Asta ca să știi ce am de gând. Să evadeze. M-a așteptat să reușească, îi se stare de orice. Da, șeful, dar poliția e pe urmele lui. Nu mă spate, nici nu va găsi nimeni. Nicolae și șeful nostru Victor se vor ocupa de vânzarea morfii. Dar cine e Victor? Să rețin doar numărul tău, bine că am dat de tine. Nicolae sunt, mă. Vladimir. Ah, Nicolae. Fii atent, am nevoie să vii să mă iei de undeva. Nu pot să zic locația la telefon, îți trimit eu niște coordonate. Știi tu unde. Hai, mă rezolvi? Bine, o să vin să te iau.
Hai, mersi mult, hai că stăm de vorbă când ne vedem. Ha, pa, pa. Victorie, scot-o la capăt de data asta. Parte din marfă. Consideră că e ca și făcut. Asigură-l pe Victor că nu-l voi dezamăgi. Așa o să fac. O să o păstrez. Cu dovadă de încredere.
Vocea pe care o auzi îți poate spune cine ți-a omorât fratele. Dar asta o să te coste. Serios? Dar cine ești? Asta n-are importanță. Important e că pentru $3,000 poți să te ajut să-i găsești pe asasini. Sunt dispus să aflu care au fost criminali. În caz că nu accepți, am eu grijă. Ți-am transferat banii. Acum spune unde sunt nenorociți. La 70 de kilometri în nord de tine se află ruinele unei vechi petrochimii. Acolo e un depozit unde țin armele și drogurile vândute în Statele Unite. Fac tranzacțiile, apoi pleacă mai departe, spre Rusia. Și nu numai. Mulțumesc. Mai vedem. Vezi o pasă.
Șefu, marfa a sosit. Thank you.
casa? Doar nu credeai că o să poți să-l oprești și să-l pușcă și simplu. Dar ce te așteptai? Te crezi mai intens decât frații tăi? Credeai că o să fie așa simplu?